Bună seara, bună seara! Bună seara! Aici e cecul! Aici este, dar am închis. Ai închis? Da! Adică asta înseamnă că ai închis, nu? Exact! Tu ți-ascult șeful de obicei? Păi normal, doar el face programul. Atunci e deschis. Zbărădesc cu el, deschide geanta. Ai aici 500 de milioane de dolari în hârtii de 1000 cash cu care eu, George Becali, o să cumpăr cecul. Na, că președinte de țară cu cec n-ai mai văzut până acum. Păi nici nu cred că am să văd că cecul a fost cumpărat de altcineva la licitație. Adică cecul a fost cumpărat de altcineva? Exact. Asta înseamnă că cecul a fost cumpărat de altcineva, exact. Nu? Atunci ești tu azi dreanță, care ești dreanță. Nu am ochii de faianță. N-ai ochii de faianță? Faianță, nefaianță, toți dreanță ești. Cu banii ăștia știi câte bănci poți să cumpără țara asta? Mă tem că nu mai ai nicio bancă de cumpărat în toată țara. Ești toți zdreanță, ai fost în 5 minciuni să vezi câte bani sunt? M-ai înțeles? Mai doriți ceva? Da, la revedere, zdreanță. La revedere, nasolule! Zdreanță, Zmărădescule, Casa Poporului scrie. Hai să mergem.